Barza a adus în sezonul estival la maternitatea din Roman un număr record de bebeluși, respectiv 271 în lunile iunie, iulie și august. În perioada iunie, iulie și august, în Spitalul Municipal de Urgență Roman au avut loc 271 de nașteri. Astfel, în luna iunie, 77 de nașteri, dintre care 35 cezariene și 32 de nașteri naturale. În luna iulie, din 100 de nașteri, 39 au fost de cezariană și 61 de nașteri naturale. În luna august, din 94 de nașteri înregistrate, 33 au fost cezariene și 61 de nașteri naturale. Record s-a înregistrat în această vară și la capitolul căsătorii, dar și la cel al deceselor, în luna august, înregistrându-se și cele mai multe decese din această vară. Așa cum se știe, în luna august se oficiază cele mai multe căsătorii. Așa s-a întâmplat și în acest an, când s-au înregistrat 64 de căsătorii în total în luna august. Ziua cu cele mai multe căsătorii, și anume 12, s-a înregistrat pe data de 17 august. De asemenea, din zona Romanului și comunele limitrofe, 64 de persoane au trecut la cele veșnice. Spune-mi, te rog, dacă acesta este recordul pentru vara asta. Da, acesta ar fi recordul, cele mai multe căsătorii pe data de 17 august, un număr de 12 în ieri. Au fost, dintre acestea, au solicitat și în afara oficiului stării? Întotdeauna există o taxă specială pentru cei care doresc fie în parc să le fie în locul amenajat din parc să le fie oficiată cununia, fie la biserică. Numărul record de căsătorii din luna august este motivat și de faptul că în acea lună se întorc în țară românii plecați la muncă în străinătate, care preferă să-și unească destinele în fața ofițerului stării civile și a lui Dumnezeu acasă, pentru a împărtăși bucuria cu cei apropiați.